În parteneriat cu administrația locală, compania APASER va demara în perioada imediat următoare mai multe lucrări pe extinderea rețelelor de apă și canalizare. Toate lucrările vor fi demarate începând de luni 9 mai. Se predă șantier de lucru în aleea Iasomiei, o solicitare pe care eu am făcut-o APASER-ului, după cum vă aduceți aminte. Spre lucrare avem o canalizare de 205 metri de canal. Așteaptă de mult oameni acolo. Joi se predă amplasamentul, de luni încep lucrările. O lucrare care a fost contractată de către APASER cu hidrotermul. Iar vineri, 6 mai, se vor preda 3 șantiere în aleea Iasomiei și aleea Revoluției, rețea de apă pe 456 de metri lineari, în Dr. Gelerter, rețea de apă pe 150 de metri lineari, și în strada Petrodava, rețea de apă, 250 de metri liniari. Acestea trei au fost contractate de APASER cu AXA Piatra Neamț. Lucrările pe aceste investiții suportate de APASER vor debuta la începutul săptămânii viitoare.